Sunt încrezător că efortul nostru a fost resimțit de oameni și de aceea consider că planul de țară al Partidului Democrat Moldova altfel ne va permite să realizăm toate obiectivele propuse, printre care sunt următoarele. Modernizarea armatei, independență de riscurile și amenințările regionale și internaționale, unitățile militare ale armatei naționale vor fi eficientizate, optimizate, dar și redislocate după caz. Aici am în vedere regimentul de artilerie din Hunghen, ar fi cazul să-l redislocăm. Vom extinde colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică și vom pleda pentru includerea Republicii Moldova în diferite inițiative și programe NATO. De comun cu partenerii strategici vom dezvolta securitatea cibernetică la nivel național, regional și internațional. Vom dezvolta educația patriotică și culturală de apărare prin educație formală. Se vor elabora programe care vor deveni eficiente în promovarea imaginii armatei naționale. Vom interveni cu inițiative legislative pentru a egala o zi de deplasare a militarilor moldoveni în misiuni de pacificare cu două zile lucrătoare în stagiul al lor de lucru. Vom evalua toate terenurile Ministerului Apărării și vom propune un concept al fondului locativ, astfel încât toți militarii să fie cu apartamente de serviciu asigurați. Avansarea în cariera militarilor va fi doar pe criterii de meritocrație, criterii care vor fi instituționalizate și nici într-un caz nu se vor baza pe criterii politice. Vom delega militarii noștri la cele mai bune școli de instruire din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alte țări cu care avem parteneriat. Stimați concetățeni, noi, echipa Partidului Democrat, știm ce vrem, știm ce facem și putem să facem. Suntem o echipă profesionistă, pregătită de a continua munca în folosul cetățenilor noștri. Sunt sigur că asta vă doriți și dumneavoastră. Rezultate, fapte concrete, rezolvarea neîntârziată a tuturor problemelor dumneavoastră. Vă îndemn ca la 11 iulie să vă amintiți că Partidul Democrat din Republica Moldova dispune de un plan de țară prin care Moldova să devină altfel. O țară în care noi toți, împreună cu dumneavoastră, să ne simțim în siguranță și bunăstare. Așa să ne ajute Dumnezeu.